Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ne reîntâlnim în partea a doua a Dimineților cu Plus. De această dată continuăm ediția cu un interviu alături de viceprimarul municipiului Suceava, unul dintre ei. Este vorba de doamna Teodora Munteanu. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și mulțumesc de invitație. Vă mulțumim tare mult că ați venit la noi. Cu plăcere. Așa, dimineață la matinal. Știți, eu am obiceiul acesta de fiecare dată când invit o persoană și vine pentru prima dată în cadrul dimineților, să rog să se prezinte. Eu v-am prezentat cu funcția. Toată lumea vă știm de viceprimar. Dar, de fapt, cine este Teodora Munteanu? Eu sunt la bază inginer de industrie alimentară. Am lucrat 30 de ani la MOPAN. Cred că este unitatea de elită a industriei de murării și panificație din județul Suceava, aș putea spune. Am predat câțiva ani și la liceul de industrie alimentară. Despre activitatea, asta e activitatea profesională. Mi-a plăcut să lucrez în industrie alimentară, am condus fabrici de pâine, am introdus tehnologia nouă de fabricare a biscuiților, a napolitanelor la MOPAN. A fost o activitate foarte interesantă și diversă. În 2016 am intrat în politică, deși n-am făcut niciodată politică până în 2016, dar am realizat că trebuie să ne implicăm în viața comunității, să nu stăm deoparte, trebuie să ne implicăm, pentru că știu că toată lumea spune politica este ceva urât, este ceva murdar, dar cred că cei care au făcut poate politică până acum vor să ne spună că este murdar și urât ca să stăm deoparte. Nu trebuie să stăm deoparte, pentru că de politică depinde, știu eu, sănătatea, educația copiilor noștri, viitorul copiilor noștri, mediul în care trăim. Deci trebuie și este bine să ne implicăm în politică, chiar dacă sunt aspecte care nu ne plac, chiar dacă, știu eu, câteodată sunt lucruri mai, știu eu, vorbe urâte, o stare de violență, de agresivitate verbală. Nu, trebuie să fim calmi și să ne vedem de scopul pentru care am intrat și, de fapt, scopul pentru care am intrat în politică este să facem lucruri bune pentru comunitatea în care trăim. Pentru asta am intrat în politică în 2016. Și politica nu este, știam de la colegii noștri din Parlament care au intrat prima dată în 2016 că politica nu este un sprint, nu obții rezultate imediat, este un maraton, e o chestie de cursă lungă în care, nu mai folosesc expresia asta pas cu pas, că deja s-a demonetizat, dar cât un pic reușești să ajungi la, știu eu, țelul pe care ți l-ai propus. Vorbit și cu o colegă de dumneavoastră, doamna Lorena Buburuzan, despre dificultățile pe care le-a întâlnit ea când a intrat în politică și ea a menționat oarecum cu o multă diplomație că există standarde diferite pentru bărbați sau pentru femei. Și aceeași întrebare care am adresat-o și ei, vă adresez și dumneavoastră, care a fost cea mai mare dificultate când ați intrat în politică din perspectiva de femeie? Cea mai mare dificultate a fost înainte de a fi consilier local, chiar am fost în consiliul local să prezint mai multe probleme ca și simplu cetățean și culmea este că nu știu, era un consilier, nici nu dacă să-i spun numele, s-a adresat foarte urât, foarte hai doamnă, tăși din gură așa. Ei, același lucru l-am pățit și ieri în ședința de consiliul local. Același consilier local se adresează foarte urât colegelor și chiar colegelor, Lorena Buburuzan. Am atras atenția, cred că a doua oară în consiliul local, că nu este permis să vorbim în felul acesta. Suntem totuși oameni civilizați, trebuie să vorbim frumos. Am atras atenția și celor colegilor lui, chiar am spus să le fie rușine, că îi se permite să vorbească în felul acesta. Na, din păcate, întâlnim și astfel de oameni care sunt în consiliile locale. În rest, nu cred că am avut alte dificultăți ca fiind femeie.
Dar modul de adresare al acestui consilier m-a frapat și acum 2018, când am fost și chiar ieri în ședința de consiliu local. Cam asta a fost singura dificultate. Ați îndemnat tinerele să meargă în politică? Sigur că da. Și în afară de politică, se spune că poate unora nu le place, știu, politica, dar îndemn pe toată lumea să ia atitudine. Să ia atitudine față de ce se întâmplă în jurul nostru. Chiar o simplă observație, dacă vedem cineva că aruncă un muc de țigară pe jos. Frumos, pot să-i atrage atenția. Tinerii, da, mie îmi plac tinerii, pentru că ei acum sunt mult mai liberi, mai dezinvolți față de cum eram noi. Își spun părerea și este foarte bine că își spun părerea și îi îndemn să intre în politică, pentru că la fel, așa cum spuneam, politica înseamnă educație, sănătate, mediu, tot ce înseamnă binele comunității. Îi îndemn să intre și îi îndemn să intre în politică așa cu inima deschisă și nu i-aș îndemna pe cei care doresc neapărat să-și facă o carieră din asta și oricum, prin orice mijloace. Îi îndemn pe cei care doresc cu adevărat să facă schimbări în viața comunității. Sunteți viceprimar al municipiului Suceava. Când ați ocupat această funcție, ați văzut părțile bune și părțile mai puțin bune ale municipiului Suceava. Totdeauna suntem axați să vorbim despre ce nu este bine în municipiu. Mă gândeam să începem cu ce este bine, cu ce face, ce este realizat, cum trebuie aici la Suceava, după care să vorbim de părțile mai puțin bune. Trei lucruri și trei lucruri. Trei lucruri... Este bine faptul că s-a realizat acest transport electric care reduce foarte mult din poluarea care exista la un moment dat în oraș pe vremuri când funcționau toate unitățile industriale. Este bine că suntem un nod comercial în zona aceasta a orașului, a județului, da, și chiar a nordului Moldovei, că vin și din alte județe. Ce mai este bine? Este bine că s-a obținut parcul Șipote pentru municipiul Suceava și este cea mai mare suprafață verde și așteptăm să fie amenajată. Noi aici am avut niște dispute, dar până la urmă este o victorie a sucevenilor care s-au implicat și ei și-au spus părerea și în final noi am vrut un concurs realizat prin Ordinul Arhitecților. Dar până la urmă s-a format o comisie care a realizat o temă de proiect și sperăm că, adică cu siguranță se va amenaja parcul Șipote și sperăm cu toții să adică beneficiem. Adică va avea o altă față, că de obicei erau foarte multe campanii de igienizare a parcului și poate și parcă era așa o pată pe, zicem, pe imaginea Sucevei. Da, pentru... faptul că tot timpul era plin de gunoaie. Nu, acum se vor amenaja piste de biciclete, se vor amenaja, știu, suprafețe, mici terase, dar toate la un loc nu trebuie să ocupe mai mult de 10% din suprafața parcului. Toate construcțiile vor fi din materiale naturale, deci se va renunța la ideea inițială de beton, de foișor, nu știu ce mai era pe acolo, deci va fi ceva foarte frumos. Și acum să știți că parcul el este frumos să merge așa prin natură, prin pădure, să zicem, dar trebuie întreținut. Da. Deci cam să zicem că astea ar fi la prima... Și probleme, părți mai puțin bune? Probleme, părțile mai puțin bune. În primul rând, lucruri pe care le resimt. Chiar acum două săptămâni am fost până la Alba Iulia și m-am întâlnit cu un coleg care spunea că el când vine în Suceava este foarte supărat din cauza aglomerației traficului. În momentul în care intră în oraș, până să ajungă unde are el de... Deci aglomerația în trafic este... ceva extrem de supărător pentru toți cetățenii. Acum sunt mai multe soluții aici. Probabil cel mai important este ca să fie pus să fie un transport local fluid.
Pentru asta, singura posibilitate, nu avem altă posibilitate pentru că nu avem bulevarde largi ca în alte orașe, singura posibilitate este să avem o bandă doar pentru transportul în comun. Ca să ne fie, să-mi fie simplu să mă duc la cinema, la mall cu autobuzul, să nu mai iau mașina personală. Ca să poți să ai o singură bandă, probabil va trebui un sensuri unice create. Nu știm dacă va fi soluția cea mai bună, dar altă soluție pentru a avea o bandă dedicată doar transportului în comun nu există. Deci, apoi trebuie închis cercul centurii ocolitoare ca să putem ieși peste tot din oraș. Trebuie la fel găsite soluții de a ieși din aglomerațiile care se creează acum, spre exemplu, în zona Truții, în zona aia se construiesc, după stadion, se construiesc blocuri și foarte multe și de găsit soluții de a crea străzi paralele cu Bulevardul Numai, Alexandru cel Bun și la Vale se poate iarăși încă o stradă crea să poată ieși lumea pe acolo sau de acolo prin, până în Sofia Vicoveanca, doar că trebuie să treci peste terenul stațiunii agricole și nu este terenul lor, este proprietatea Academiei Agricole și este mai greu. La fel, din Ipotești trebuie găsită o cale, se poate ajunge, este doar că trebuie amenajată o cale să poți ajunge din Ipotești direct în Burdujen, să nu mai vii prin zona aceasta mall-ului și bazarului. Foarte mult oameni, cetățeni și-au făcut case în exterior, în afara orașului și vin și se creează ambuteiaje. Și un alt lucru care creează ambuteiaje, faptul că își aduc cetățenii copiii la școală dimineața din zonele limitrofe. Și atunci când este în curs de acțiunea zona metropolitană urbană, când din satele, din localitățile din jur, să putem aduce, să fie transportul local și în localități. Dar un transport pentru copii? Exact. Și atunci dacă, știu, copiii se vor putea urca în autobuz, să vină în condiții civilizate, în condiții sigure, atunci poate vom elimina. Și într-adevăr, cum ați spus dumneavoastră, poate transport specializat doar pentru copii să-i aducă la școală. Pentru că vedem cu toții, eu vin tot din zona respectivă și vedem cu toții diferența dintre perioada de vacanță și perioada de școală. Deci se creează ambuteiaje. Deci asta ar fi un prim. Referitor la transportul metropolitan, pentru că se vorbește foarte mult că se anunță că vor fi achiziționate autobuze electrice, 30, la care s-a mai adăugat încă 15, lucrurile sunt bune. Dar unde vor merge aceste autobuze? Vor circula pe acele sensuri unice sau vor merge la autogară? Pentru că aici iar sunt două lucruri diferite, că o să vedem autobuzele care sunt obișnuite la TPL 2, 4, 5 și celelalte, și o să adauge și celelalte pe sensurile unice sau acestea din zona metropolitană merg la autogară și de acolo o să fie alte autobuze care vor circula pe sensurile unice și vor asigura legătura prin municipiul Suceava. Aici probabil vor face cei de la transportul public local un studiu și vor vedea. Normal ar trebui ca ei să intre în circuit, nu să meargă la autogară. Normal ar fi să intre în circuitul din oraș. Să circule prin oraș, nu să meargă la autogară. Adică copilul să poată veni sau ceilalți să poată veni direct în oraș, acolo unde... Ei, bine, să spunem că poți să vină în centru și poate din centru să mai schimbi un autobuz, dar nu văd sensul să meargă la autogară. Deja e undeva în afara orașului. A, deci vor circula normal prin oraș cu trasee similare cu care sunt cele actuale acum. Sigur, așa ar fi normal, da. Transportul pentru copii ar putea fi asigurat prin autobuze electrice? Transportul pentru copii de obicei se asigură prin autobuze specializate pentru copii și e destul de greu să vezi câți copii sunt în localitatea respectivă și unde merg fiecare. Deci cred că mai degrabă tot cu transportul în comun vor veni și se vor urca în autobuzul care merge în zona respectivă. Este mai greu să ai un autobuz specializat pentru copii și să-i duci pe toți și să ajungă la aceeași oră, la 8 dimineață, toți
în școlile unde merg fiecare. Dar asta e o chestie care va trebui de studiat în funcție de cum... De obicei, părinții își duc copiii la școală, copiii dimineața și îi iau după aia, după amiază, din simplu motiv că se simt că sunt mai în siguranță. Este municipiul Suceava sigur pentru un copil în transportul public? Este sigur, da. Nu am întâlnit probleme pe care să le întâmpine copiii în circulația cu transportul în comun sau chiar se exagerează totuși puțin să-ți duci copilul chiar până în fața porții la școală. A crescut numărul de câini vagabonzi, totuși, unde pot să devină agresivi. Nu au fost cazuri de copii și apoi este bine cum mergeam noi când mergeam la școală, 2, 3, 4 ne întâlneam și mergeam mai mult, chiar era o plăcere să mergem la școală împreună, așa și copilul meu de la Ștefan cel Mare până în Opcini veneau pe jos prin Piața Mică cu toții, tot timpul am mers pe jos. Deci se poate, adică ar trebui să încurajăm totuși copiii să meargă și pe jos până la școală. Știți, cred că asta este fenomenul globalizării care ne-a afectat. Ne place modelul din străinătate. Să ducem, da, și să ia. Da, e o chestie și copiii, în special cei mai micuți, vor să fie așteptați când să vină mama să mă ia, se simt bine, se simt ocrotiți. O altă problemă a municipiului? O altă problemă, o altă situație, mi-aș dori, adică, mai mulți copaci și în special pe zonele pe unde cetățenii se plimbă. Ați văzut vara, acum este o căldură insuportabilă, toată lumea caută umbra, ar trebui pe toate, absolut toate, aleile, toate străzile să fie umbrite de copaci. Chiar am văzut, s-au plantat copaci în George Enescu și am rămas impresionată. Am trecut primăvara pe acolo și erau înfloriți roz. Dau o culoare, schimbă puțin din atmosfera orașului și când vor crește mai mari vor fi, plus că un copac întotdeauna umbra pe care o creează scade temperatura la nivelul asfaltului, deci trebuie mai mult verde în orașul nostru. Și o a treia problemă, a care nu știu ce rezolvare poate fi, pe mine cel puțin mă deranjează foarte mult când mergi de-a lungul străzii Ștefan cel Mare, care este frumos amenajat, știu, spații verzi îngrijite, dar blocurile la parter, peste tot, vezi tot felul de spații, știu, cabinete medicale, notariale și așa mai departe. Este bine să se facă aceste lucruri, dar nu s-au făcut într-un stil arhitectural care să fie îmbinat armonios cu clădirea. Și așa, parcă vezi niște, nu știu cum să le spun, niște excrescențe așa din toate locurile care obosesc. E urât. Nu știu ce se poate face. Măcar poate de acum înainte să nu mai stricăm arhitectura și fațada unor blocuri și toate aceste modificări care se fac să fie permise doar într-un anumit stil care să fie frumos, să fie armonios. Și la fel, din punct de vedere arhitectural, trebuie făcut, dar probabil asta este doar la nivel de lege, trebuie făcut ceva cu Casa Culturii din centrul orașului, care la fel este punctul zero al orașului. Este o chestie legislativă acolo, ea aparține sindicatelor. Eu nu știu câți cetățeni, câți sindicaliști beneficiază de, adică ce beneficii au sindicaliștii, n-au bilete gratuite sau ceva, sau ar trebui să intre în patrimoniul municipalității ca să poată fi, este monument de arhitectură din secolul 20, este al arhitectului Porumbescu și este păcat când vedem că se degradează.
Aici este o lege care trebuie făcută la nivelul Parlamentului, dar nu înțeleg de ce nu se face, mai ales acum este majoritate zdrobitoare și ar putea trece, pentru că, într-adevăr, ea a trecut în patrimoniul sindicatului. Dar, cum vă spuneam, nu știu dacă sindicaliștii, cei care sunt, beneficiază ceva de pe urma acestor lucruri. Cred că mai mult beneficiu ar avea ca cetățenii ai orașului dacă ar fi în patrimoniul municipiului, ar fi refăcută frumos. E jenant să când mergi acolo, să vezi cât de urât. Nici nu poți să mergi la un spectacol la Casa Culturii cât este de degradată și... Dar nu este singura clădire, mai sunt blocuri din care cade încuiara la nivelul municipiului Suceava. Da, aici... S-au încercat diverse metode de reabilitare a acestor blocuri. Problema este, sau a fost până acum, faptul că ele sunt, apartamentele din blocurile respective, sunt proprietate personală. Ca să poți, până acum, legea spunea că în momentul în care, știu, municipalitatea dorește să facă o reabilitare a acestor clădiri, trebuie ca... 5% sau 10% să fie și participația proprietarilor. Ei, aici s-au încurcat foarte multe lucruri. Este foarte greu ca într-un bloc să găsești toți proprietarii 20, 100 sau de pe o scară care să fie de acord. E suficient 1, 2, 3 să nu fie de acord și să nu poți realiza. Acum, prin PNRR, se pot face aceste reabilitări fără participația locatarilor și atunci va fi mai ușor. Deci toate lucrurile până acum s-au împiedicat de imposibilitatea de a găsi un lucru comun între toți locatarii să poată participa și ei cu... pentru că este proprietate personală. Cine are, spre exemplu, o casă particulară, nu vine municipalitatea dacă îi cade tencuiala, nu? Și o face singur. Aici, pentru că sunt clădiri ale orașului, municipalitatea dorea să intervină, dar legea nu permitea decât dacă era și o minimă participație a locatarilor, a proprietarilor. Aici s-au încurcat până acum toate treburile. Dar acum sunt depuse prin PNRR foarte multe proiecte și se începe evident cu zona centrală, dar sunt și aici, în această zonă, este un bloc tot așa de unde plouă și cade tencuiala de aici, de undeva. Deci sunt mai multe blocuri trecute, făcute tot felul de expertize, studii și sperăm să poată fi reabilitate. Dar și în diferite instituții sunt afectate de această problemă. De exemplu, clădirea Poștei Române din municipiul Suceava. Da, tot proprietarul este cel care trebuie să facă ceva. Deci tot legea care a fost dată a stat în calea realizării diferitelor lucruri de reabilitare. Sigur, dacă cineva este proprietar, nu poate, nu, la casă, în casa mea nu poate cineva să vină să-mi facă modificări dacă eu nu... Știți, dacă câteodată stau și mă gândesc că proprietarul nu cred că ar vrea o intenție să vadă că locuința lui se degradează, că până la urmă dacă îți pică tecuiala înseamnă că și blocul tău se degradează, locuința ta în sine. Lipsa banilor a fost un factor sau ce anume i-a determinat? Este posibil ca lipsa banilor, dar au fost discuții ca suma respectivă care să fie împărțită în timp, în rate, în ani. Foarte greu. Aici este problema și asociațiilor de proprietari care nu sunt în subordinea mea, dar eu primesc tot felul de, știu, petiții, sesizări și discut cu cei din alte compartimente. Cei de la asociațiile de proprietari, din păcate, unii din ei s-au obișnuit doar să colecteze banii pentru cheltuieli și se implică prea puțin în a administra efectiv toate, știu, apartamentele sau toate problemele care se întâmplă într-un bloc, într-un condominiu sau cum se numește. Deci ei sunt cei care trebuie să meargă pe la cetățeni, să le explice, să îi convingă de beneficiile care urmează să aibă loc dacă se preface tencuiala. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat în partea a treia a Dimineților Cu Plus și continuăm discuția. Imediat. Sigur.